mai spuneți și numele. Spuneți pe hăieți și ziceți da la orice vi se impune. Și mulțumesc și astăzi lui Ceaușescu că ne-a obligat să găsim un drum. Nu ne mergea foarte bine. Aveam în dulap unde scămășile, un patrat din alea era numai cu bani, n-aveam ce face cu ei. Maica mi-a fost tăiată în bucăți și s-a dat foc în Timișoara. Când v-ați întors în țară? Da, în 90. Deci nu se poate, nu se poate. Sunt printre cei mai norocoși oameni pe planeta asta. Dacă acum câțiva ani, când m-am apucat să cânt la chitară, îmi spuneai că o să ajung să stau de vorbă cu Nicu Kovac, fondatorul trupei Phonix, cea mai longevivă trupă din România, toată istoria pe care omul ăsta o reprezintă și o duce mai departe și să pot să cânt cu el la chitară, să pot să cânt melodiile lui în fața lui cu stângăcia mea, cu incapabilitatea mea de a cânta la nivelul respectiv. Și el să mă corecteze pe mine, să mă certe, să-mi spună că aici e bine, aici, să mă învețe. Să primesc o lecție. Asta e Mica Țiganiadă, acordul la Mica Țiganiadă cu autograful lui. Să învăț melodia asta la el și multe altele. Dacă spuneai asta acum câțiva ani de zile, ziceam că bă, nu e posibil așa ceva. Și mai mult decât atât. Am stat la o discuție și a fost de acord să stăm la o discuție câteva zeci de minute, o oră, discuție pe care să o pun aici pentru voi pe YouTube. Și o discuție care e extrem de specială pentru mine. Vorbim despre amintiri din comunism din perioada respectivă, despre cum era viața atunci, cum e acum, despre păreri despre zona ta. Și aici lucrurile devin interesante, pentru că părerile pe care le-am dezbătut în video ăsta nu sunt 100% compatibile între noi. Nu avem o congruență 100% în opinii. Și asta dă farmecul discuției, pentru că e o diferență între generații, e o diferență între mentalitatea mea și mentalitatea dumnealui. Și sunt destul de matur să respect că există și o altă opinie acolo. Să știu că nu dețin adevărul absolut și de asta vreau să las discuția asta cât mai nefiltrată posibil aici. Și dacă aveți lucruri de completat să dezbatem împreună în comentarii. Pentru că pe lângă diferențele astea de mentalitate, sunt și multe lucruri pe care le admir și le respect enorm în modul în care pune problema Nicu Kovac și în modul în care se raportează la viață și persistența și munca și talentul și toate lucrurile astea. Are 74 de ani și în continuare merge în turnee și petrece până la 5 dimineața. Nu știu cum o face, eu nu cred că pot să fac la vârsta asta, am 27, nu cred că pot să duc ritmul ăsta, nu știu cum o face, dacă asta nu spune ceva, nu știu ce altceva ar putea. Sper să vă placă pe cât de mult mi-a plăcut și mie. Hai să dăm drum. Sunt multe lucruri pe care le-am putea spune și nu pot să spun cât de mult respectam pentru ceea ce ați făcut, pentru traseul pe care l-ați avut până aici. O grămadă de introduceri pe care aș putea să le fac, e o muzică pe care ați transmis-o și o muzică care a traversat generații. Și m-a atins inclusiv pe mine, dar sunt curios cum s-ar descrie Nicu Kovac el pe el. Adică sunt multe lucruri acolo. E muzică, e pictură, e sculptură, e dragoste de țară. Care e definiția pe care... Dragul meu, eu mă consider un om ca toți oamenii și fac ce pot mai bine. Dacă fiecare ar face ce poate mai bine, ar fi paradisul pe pământ. Eu am făcut ceea ce am învățat, nu le știu pe toate, nu mă dau cel mai deștept sau cel mai priceput. Mă pricep la unele, am făcut și sport, am făcut și pictură, am făcut și muzică și am dat ce am știut eu. Sigur că sunt mai buni ca mine, există mulți mai buni ca mine. Dar se pare că am atins o coardă sensibilă a acestui popor care mă crede și care reacționează pozitiv. Piesele mele sunt de aceea încărcate cu mesaj. Asta de la bun început, din anii socialismului, din anii 60. Și aveam un mesaj, sigur că la ora aceea era mai subtil, că nu aveam voie să criticăm sau să ne... ce să zic... să facem afișe și să protestăm. Astăzi fiecare poate să protesteze, face afișe, nu e luat în serios oricum. Iar eu încerc subliminal să câștig încrederea la om și să întăresc și răspinere la român. Pentru că bea toți ca oile, unul nu pune mâna pe bătă.
și sunt foarte nemulțumit de ceea ce se întâmplă astăzi și unde a ajuns țara noastră. Mai exact, la ce? Care e nemulțumirea? Nemulțumirea e că țara noastră nu mai este țara noastră și poporul meu nu-l mai recunosc. Eu am venit aici în țară și nu mă înțeleg cu nimeni. Adică, o scurtă vreme, intenții bune sunt, sigur, românii au fost de sute de mii de ani ospitalieri și luau în brațe pe oricine a nevălit peste noi, dar intențiile bune rămân undeva în aer și uite că nu facem pași înainte. Nu știm să fim eficienți și asta este un mare minus. Ok, bun, și ați fost plecat din țară. În primul rând vorbesc la persoana a doua cu domnul Nicolae Cova, nu știu dacă vă place sau nu. Nu sunt domn, eu sunt Nicu, atât. Nicu, e ok să vă spun Nicu? Da, okay. Nicu. Ok, Nicu. E puțin ciudat pentru că îmi vine să vă spun domnul, dar ați fost plecat din țară o bună perioadă de timp, cel puțin 10 ani, nu sau mai mult. Eu am plecat din țară în 76, în octombrie. 76. Ia, calculează. Din 76 până în 89 sau până în 90. Până astăzi. A, deci în continuare... Eu okay, sunt plecat. Deci în momentul de față știu că locuiți în Spania, corect? Da. Am locuit o jumătate de an în Amsterdam, în Olanda, vreo 10 ani în Germania și din 87 sunt în Spania. Ok, și veniți în România o dată la cât timp sau câte zile pe an sunt? Când sunt chemat. Dacă mă cheamă cineva, vin și îmi fac datoria față de această țară. Și cât de mult înseamnă asta pe an? Adică sunteți, nu știu, o treime din timp aici sau...? Cam jumătate din an funcționa pe vremuri. Deci veneam săptămânal sau veneam lunar, aveam câteva concerte. De uite, de un an și jumătate nu s-a mai cântat și e un fenomen, cum să spun, foarte de neplăcut și trist, pentru că noi trebuie să ne câștigăm existența cumva și noi ne câștigăm existența din muzică. N-am făcut altceva, nici eu, nici colegii mei, pentru că am fost apreciați ca muzicanți și ne-am fixat pe acest tărâm. Dar la ora asta și ai mei au și familie și copii și eu m-am ferit, mă rog. Dar există niște obligații, trebuie să poți trăi din treaba asta. Și dacă Phoenix nu poate trăi din muzică, atunci este o întrebare foarte tristă. Ce avem de făcut? Ce să facem? Acum avem câteva concerte, ar fi trebuit să avem câteva concerte vara asta, au căzut nu știu câte. Oamenii sau nu au bani, sau nu sunt informați, suntem și dați la o parte. Încă avem dușmani, am avut dușmani mari înainte, avem dușmani foarte mari și astăzi. Chiar pe vremea comunismului, când eram interziși, spărgeam stadioane, dar aveam radio, aveam televiziune, aveam electrecord, aveam ziare, scriau despre noi. Dar și Cornel Chiriac de la Europa Liberă ne bombarda cu informații. L-am împușcat și pe ăla și... Dar cum funcționa treaba asta în vremea comunismului? Adică erați interziși ca trupă, erați priviți ca o trupă protest și ca un pericol pentru sistem? Da, adevărul. Eu astăzi recunosc că începuturile noastre au fost influențate de vest. Da. Deci noi în anii 60 cântam inspirați de Beatles și de Rolling Stones și de alții și compozițiile noastre erau cam pe aceeași linie. Eu de-abia în 70 am descoperit în pivnițele electrecordului niște registrări făcute pe vremea când nu exista magnetofon, pe cilindru de ceară lui Edison, o antologie de folclor, ritualuri și tatim precreștine. Ne-am închis în casă și eu și capul și, mă rog, și plângeam și se ridica părul în cap, așa stăteam și tremuram, ascultându-le. Și la un moment dat ne-am decis să mergem pe linia asta, că am simțit-o. Dar a fost o treabă impusă? Pentru că nu. Nu, eram convins. Bă, nu spun că plângeam și tremuram. Așa impresie, așa emoții ne-a creat. Și prima încercare, naivă mi se pare astăzi, naivă și slavă, cei ce ne-au dat nume, după care lucrurile s-au mai completat și s-au mai finisat, muguri de fluier, și până m-am prins curaj, am făcut Canta Fabule, unde sunt tot felul de simboluri, mă rog. Însă muzica noastră și astăzi are acele... cum să spun, efecte care se folosesc și în folclor, și formule ritmice, și soluții, rezoluții armonice și melodice chiar, pentru că
deși unii ne acuză că suntem, că furăm de la celți, eu trebuie să-ți spun un lucru. Celții au venit cu vreo 300 de ani înainte de Hristos, au trecut Dunărea, au venit din sud și le-a plăcut la daci. Ei cântă vioara în Irlanda sau în Scoția, cântă exact ca în Marea Mureș, cu două corzi, intervale mare, coarte, vinte, zanga, 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 zanga. Riverdance, cea mai teribilă formație de dansuri din vest, dansează exact ca în Marea Mureș. Înțelegi? Dar nu mă crede nimeni și nu mai e în serios. Deci ei de la noi au luat treaba, nu noi de la ei. Iar piesele mele au acele rezolvări și soluții tehnice, cum să spun, ritmice, melodice, armonice, dar este muzică românească. Când sunt piese și supărate, am multe piese supărate. Și în forță, și se cheamă, Felix face rock, hard rock, nu știu ce. Nu sunt toate de rock, sunt și multe mai sentimentale, sunt mai sensibile, dar toate au un mesaj. Toate piesele mele au un mesaj. Asta se observă foarte clar și aici sunt curios de un lucru, pentru că m-am uitat la un documentar despre Phoenix pe care l-am găsit pe internet și după anii 60 acolo a fost o despărțire, că era Moni Bordeianu în trupă și n-a mai fost în trupă, după care a fost și ceva cu Ceaușescu care s-a întors sau a dat anumite decrete care interziceau un anumit tip de muzică și ce prezentau în documentarul respectiv spunea că Ceaușescu a spus să se inspire poporul din folclorul român, adică se facă muzică nu pe curentele de afară, ci pe curentele din România și așa cumva Phoenix a fost forțat. Asta a fost soluția, să meargă pe etno, pe folclor. Așa cum spui tu, n-am fost forțat. A fost o soluție. Într-adevăr, s-a întors din Crimea și a cerut ca toată muzica, toată arta românească să se bazeze pe folclorul românesc. Și a avut dreptate. Că noi până atunci făceam doctor, cântam bluesuri, cântam din alea. Și chiar și compozițiile noastre din anii 60 erau tributare influențelor de afară. Dar după 70, îi mulțumesc și astăzi lui Ceaușescu, că ne-a obligat să găsim un drum. Și l-am găsit și mergem pe el în continuare. Deci sunteți recunoscători acum pentru ceea ce a făcut atunci? Ceaușescu a fost un om care și-a iubit țara. Că era un om mai simplu și că nu le știa pe toate, sau că au avut o groază de dușmani. Da. Dar, din punctul ăsta de vedere, el și-a iubit țara. N-a știut el ce se întâmplă în realitate. Că lumea suferea în anii 60, a strâns cureaua, a scăpat țara de datorii. Am văzut un film american în care își trăgeau palme americane. Cum e posibil în Europa, o țară, Rumania, să n-aibă datorii? Înțelegi? Și era reușit treaba asta. Dacă se continua pe linia asta, la ora asta era Elveția. Credeți? Sunt convins. Pentru că România a fost cea mai bogată țară din Europa. Le-au curs balele să pună gheara pe ea. Și au reușit. L-au asasinat pe ăsta, n-a fost revoluție. A fost asasinat și el și nevastă. Și au pus gheară. Tot ce a fost productiv s-a falimentat și au venit de afară și pun mâna. Deci nouă nu ne mai... Până și pământul se vinde la străini. Cum să vinzi țara la străini, mă? Vinzi la un român, dar nu la un străin. Un străin poți să-i dai în chirie și îl încasezi. Iei o chirie ca să producă nu știu ce. Dar nu poți să vinzi țara. Cu asta sunt de acord, cu ce s-a întâmplat după 89, modul în care a fost gestionată situația n-a fost deloc ok și preluarea puterii n-a fost deloc într-un mod cinstit, să zicem așa, au fost tot rădăcini din Partidul Comunist, care tot ei au fost la putere apoi. Mai au fost cumpărați, li s-au oferit niște sume gigantice și au vândut. Exact. Și vând în continuare, se vinde țara. Și aici vreau să clarific un lucru, pentru că a spus că Nicolae Ceaușescu a fost un om bun. Acum a fost și un conducător bun și știu că a scăpat țara de datorii, dar întrebarea e cu ce preț a plătit pentru a aduce țara fără datorii. El, crede-mă, și eu sunt convins că nu i se aducea la cunoștință cât suferă lumea în anii 80. El era bine intenționat, Nicolae Ceaușescu, dar că nu i se aducea la cunoștință faptul că țara suferă în modul în care suferă. În momentul în care vinea într-o inspecție, vinea într-un oraș, dintr-o dată magazinele erau pline, totul era frumos și curățat. El nu era conștient, era izolat în vârful puterii acolo și nu știa ce se întâmplă. Asta e părerea pe care o aveți. Este părerea mea. Am înțeles. Adică știu că a fost o schimbare, că a fost până într-o perioadă în România se ducea o viață foarte bună în comunism și punctul de cotitură a fost când el a plecat în Corea și a venit cu acel cult al personalității.
cum ați resimțit sau dacă ați resimțit schimbarea? Ați trăit vremuri, eu nu le-am trăit, doar din poveste și din istorie, dar cumva asta e impresia care ne-a fost transmisă nouă peste generații și vreau să știu care e și viziunea unui om care a trecut acolo. Pe noi ne-a deranjat, pe de o parte, că eram restrânși și constrânși să nu cântăm nimic străin, dar am găsit un drum, că eram interziși, la un moment dat devenim periculoși și spărgeam stadioane. Și imaginează, interziși fiind, noi spărgeam stadioane. De ce? Că erau unii care câștigau niște bani imenși. Noi la ora aia primeam 10% din încasările unui stadion, care făceau 500.000 la stadion, eu luam 50.000 așa, 10.000 la fiecare. Cât costa un apartament? Că mi-e greu să mă Nu știu. Mi-e greu să știu cât valoreau 50.000 în bani de azi, de asta pentru că nu știu exact. Nu știu, un salar normal, bun, deja era 2.000 de lei. 2.000 de lei, deci da. 50.000 luați pe un concert pe stadion, deci asta înseamnă undeva la... 10.000 pe seară luam. 10.000 pe seară. La fiecare, da. 10.000 pe seară, deci vreo 5 luni. Deci nu ne mergea foarte bine. Aveam în dulap unde scămășile, un patrat din alea era numai cu bani, n-aveam ce face cu ei. Nu aveam ce face cu ei. Am cumpărat instalații, sunet. Am ajuns să avem cea mai teribilă instalație de sunet din sistemul socialist. N-aveam nici unguri, nici cehii, n-aveam nimeni ce aveam noi. Și de aceea, deci, aia care câștigau bani țineau mâna deasupra noastră și ne fereau, știi? Că altfel o încurcam de mult. Până s-au săturat în 76, în octombrie, m-au luat la poliție, m-au frecat vreo 2 săptămâni. Cum să facă să ne termine? Trebuia să mă bage la pușcărie. De ce s-au săturat? Care a fost motivul? Păi pentru că felul se continua și nu știau cum să ne blocheze. Și eu vreau să-l băgăm pe Covaș la pușcărie. Și ai schimbat devize și mi-a arătat o cărțulie unde scria pentru 100 de mari schimbate făceai 7 ani de pușcărie. Zic, uitați-vă la mine, vedeți ceva românesc pe mine? Gata, te-am prins, aha, iuhu! Proștilor, trebuie să știți dacă spuneți că știți. Gagicile mele din Stockholm, din Amsterdam, din Berlin, mi-aduc tot ce vreau eu. Eu schimb bani la informatorii voștri? Păi, da, avem martori. Martori aveți voi. Avem 5 martori. 5 martori. Aduceți aici că mănânc în fața voastră cu pantofi cu tot. 2 săptămâni frecușă. Deci urmă de martori. Ce martori? Și s-a săturat capitanul poliției, m-a săturat și eu. Vine capitanul, Covaci, ai încurcat-o, ai schimbat $1000. M-a trecut așa un duș. Zic că ăștia nu știu nimic, am schimbat 10.000 de dolari. În clipa asta nu mai vreau să fiu român, dacă așa vă portați cu mine, nu mai vreau să fiu român. Am început să urlu acolo. Uite, mi se face pile de căscăiană. Și... Păi te bate și mă omorau. Omoram și eu câțiva, că omor un om cu 2 degete. Și... Au sărit călare unii peste alții și juroteau, nu știu ce, după vreo 10 minute a venit unul cu o hârtie, iscălește. Ce să iscăle? Iscălește. Ce să iscăle? Că renunță la cetățenie. Bă, că am iscălit. Și am plecat de la poliție. Cu hârtie nu mai sunt cetățean român. Am dat un telefon, Mario n-ai încoace una din Amsterdam. A luat avionul, a venit, ne-am căsătorit, am primit un pașaport roz, așa, scria, valabil 30 de zile, Amsterdam. Atât. Și am tăiat-o. Asta e o altă informație interesantă, că tot într-un documentar prezintă nunta asta ca fiind o nuntă pe bune, adică v-ați căsătorit pentru că, nu știu, probabil așa ați vrut, dar aici pare că v-ați căsătorit ca să puteți să plecați din țară. Sigur că da, asta a fost singura posibilitate de a pleca din țară la ora aia. Numai că, disperat, afară, jumătate de aia am umblat de colo-colo pe la casă de discuri, cu discuți, ce trupă bună, hai să facem, hai să trecem, zic, păi îmi trebuie un contract. Păi nu, un contract că facem pe unul. Prima dată facem înregistrări și găsim promoție și management să facem turnee. Eu nu știam cum funcționează afară lucrurile. Și turbam. Și vine cu tremurul după jumătate de an, în primăvară, în 77. Am cumpărat un camion din Ana Mare, l-am încărcat cu ajutoare pentru sinistrați și am venit iar în țară. Covaș, ce cauți aici? Le-am venit să vă ajut, uite, pentru sinistrați. Am împărțit toate bunurile alea. Am luat pe băieți, am făcut 1 săptămână turneu cu ei, prin țară, concerte. Și la ultimul concert, mi se pare, la Craiova sau unde, zic, mâine veniți să vă dau banii pe turneu, că eu de data asta plec cu toată instalația, că de-aia am luat camionul. Ăștia, dragii mei, eu am cumpărat ea mea și îmi trebuie dincolo. Bine. Deci în momentul respectiv aveați... Putea să ieșiți oricând din țară, voiați. Eu da. Având hârtii olandeze.
Da, deci putea să ieșiți. Ok, bun, continuăm de aici. Și camionul venea cu șofer de la Craiova spre Timișoara și noi cu vagonul de noapte, de la Craiova, tot spre Timișoara, vagon de noapte, vagon de dormit. Și dar trenul plin și în vagonul de dormit lumea, pe la geamuri, stăteam picioare, nu știu ce. Și banii mei, zic, mai cum pot să cot acum banii să-ți dau, că e plin aici. Banii mei, mai ai rămas vreodată fără bani. Nu, banii mei, bă, nu pot să-mi scot aici, mă, valiza plină cu cărămiză. Dar de ce era insistența asta din partea domnului Bani? Pentru că era un lacom, mi s-a sui la cap. Era devenit așa de lacom, că nu mai vrea decât el să facă pentru el. Și el a fost un băiat tare frumos, era atât de frumos și de elegant, avea o ținută așa și avea și o voce nemaipomenită, știi? Și îl iubeau fetele, îl iubeau lumea. Și s-a sui la cap. Mă rog. Eu nu cunosc partea asta, doar muzica pe care a lăsat-o și pentru asta pot doar să respect. Dar i s-a sui la cap. Și până la urmă am scos două cărămiri și am zis, bă, dar vină mâine la întâlnire. Cine n-a venit la întâlnire? Bă, nici. N-a știut nimeni în afară de maică mea ce am de gând. Maică mea fiind curătoreasă, unde eu am scos difuzoarele din boxe, am pus pânză neagră, aveam pânză neagră, ca dacă m-aș la antenă să nu se vadă, că lipsește difuzorul. Și au venit băieții, hai să bem, să ne despărțim, nu știu ce. Și la un moment dat, chef, știi? Țăndărică, hai să ieșim. Zic, ieșim, acum pentru totdeauna. Ha? Acum ori niciodată. Deci erați, unde erați acum în momentul ăsta? Acasă la maică mea. Acasă în Timișoara? În Timișoara, da. Deci erați în Timișoara? Da. Terminasem turneul și urma să plec într-o duminică. Vă întorseseți cu trenul la Craiova, la Timișoara, toată lumea la dumneavoastră acasă pe trecere. Da. Și atunci le-a zis, cine mai era în camera respectivă? Cred că maică mea atât. Erau numai băieții. Da, deci oamenii din trup, adică da, Țăndărică, da, domnul Cap. Țăndărică, capul ăsta, Erli Krauser. Și Paniciu nu vine și nu vine și stăm și așteptăm și nu vine. Și la un moment dat Țăndărică, hai mă să ieșim la Continental, știi, să ne face de cap. Și zic, acum ori niciodată. Ce? Acum ori niciodată. Zic, am aranjat totul. Cum? Au înlemnit. Zic, așa cum sunteți, în t-shirt și în sandale. A sărit Krauser. Trebuie să spun mama să-mi facă valiza. Am rupt telefonul din perete. Așa cum ești, nu înțelegi. Ha? Am calculat cât timp îmi trebuie până la cel mai bine păzit punct de graniță românesc. Barajul de la Orșova. La porțile de fier. Porțile de fier, da. Și, mă rog, le-am explicat. Există o poziție de yoga în care reziști multă vreme. Aer este în boxă pentru că lipsesc difuzoarele. Și așa, dar o boxă mare rămăsese goală, că nu a venit baniciu. Zic, firea să fie. În vecinii lui maică mea, niște nemți, pe vremea aceea la nemți li se dădea voie să plece din țară, dacă vreau. Avea o fată, în luna 8-a, care plângea și zbera că ea nu naște România, nu vrea să naște, nu. Și, vrei să naște în Germania? Ha, ce? Vrei să naște în Germania? Păi cum? Și ați completat trupa cu fata care era gravidă în luna 8-a. În luna 8-a a trecut în boxă țara gravidă. Stai să vezi. Și am calculat cât timp ne trebuie până la Orșova, mă rog. Am ajuns noaptea acolo la baraj, dar de sus de pe munte se vedea barajul luminat așa. Și atunci, băieți, intrați. Le-am arătat poziția, i-am înșurubat, aveam gaură în pană de la șurubeliță. Și am coborât jos. Capitanul Vamei, știi? A, Covaci, te vom percheziționa la chiloți! Zic, poftim, ce vreți să vedeți? Scoate tot! Scoateți voi! Se duc ăștia cu Kalashnikov-uri, le deschid ușa la camion, în față, boxe până sus, primul rând de boxe așa, și în față, un coș cu franzele de alea proaspete, care miroase bine, un coș cu cârnați din aia de banat, care fac pocă de rupi, niște damigene de vin și țuici, și se uitau ăștia cu care băcau numai varză și fasole. Se uitau așa, tovarășul, dar nu putem să îi spunem că trebuie mancarane, trebuie... Eu iau cărnață, încep să mă uitam la ei. Zic, da, n-aș ție. S-a încins un chef. S-au suit aia, s-au pus cu curul pe boxe. Deci asta era noaptea la Vamă la noaptea, după ora 12, da. După 12 la Vamă la Roșu. Așa. Că nu era nimeni în afară de noi, înțelegi? Deci riscul cel mai mare era, nu-și imaginea nimeni că cineva riscă așa ceva.
De aceea am riscat-o. Și s-a încins un chef vreo două ore, trei ore, nu știu cât a durat. Cântau ăștia, zbierau, beau țuicile și de... Întreabă-l pe Sandărică. Întreabă-l pe Sandărică, care stătea așa și ăsta cânta unul și dădea cu ritmul, cu bocancul, îi dădea ăsta în cap aici, înțelegi? Și la un moment dat ia să știu cu oameni și începe să mă înjure de mama și de Dumnezeu și de fai de... Ce fac, Covaș, ce? Ai așa, ce e asta, ce faci aici? Ne veselim, ne bucurăm, uite, despărțire. Dar în viața ta să nu mai treci pe aici, nu știu ce mă înjură, am zis, Doamne, miasă. După aceea, poac și-o tai, trec dincolo la Sârbi, întuneric, barieră pusă, bezna, nici măcar Kalașnikov, nimic. Și mă duc acolo, dau cu pumn din geamuri la aia. Se aprinde o lumină, vine unul cu ochelari, ce pici cu matele, începe să mă înjure și așa. Ce, zic, formația Phoenix, rock and roll, Germania. Vine ăla, deschide ușa, când se uită și vede boxe numai pe domnul. Trântește ușa, se duce și îmi dă un vraf de formulare, stinge lumina și se culcă iară. Noroc că mă gândise și la asta. Aveam toate datele de pe microfoane, de pe boxe, de pe tot scrise. Și am stat și am, încă o oră și am umplut formulare și asta stătea acolo. Și mă duc iar să sparg geamurile. Vine ăla, îi dau formulare, o mână formulare, se uită la box, se uită formularele în mână, trântește ușa și pun un sigiliu din ăla de ceară roșie pe ușă și cheamă pe unul, vine, deschide barieră și am tăiat-o. Pe partea cealaltă adunăriți niște munți din ăștia, așa, zigzag. Și s-a lăsat o ceață pe la 6 dimineața, 5-6. O ceață de nu vedeam camionul la 3 metri, înțelegi? Mergeam pe munții aia. Frate, zic, ăștia turbează, mor acolo în drum. Și ajung pe un vârf de munte, trei brazi și vârful ieșea din ceață. Dar până la orizont, de jur împrejur, numai alb, o mare alb, un ocean alb și primele raze de tot soare aureau ușor alb ăsta așa. Scos șurubenii, i-am scos pe ăștia din boxe. Unde suntem? Unde suntem? Zic, în rai. Atunci au avut primul șoc. Înțelegi? S-a uitat împrejur, mă, să vezi trei brazi și de jur împrejur numai alb auriu. Și le-am explicat că suntem în Iugoslavia și, mă rog, dar am avut aventuri până în Germania, am avut aventuri la fiecare graniță. Citește cartea. I-au stat în continuare în boxe când treceau într-o graniță? La graniță, da. Da. La ultima graniță între Austria și Germania, i-am scos din boxe și am trecut prin pădure, am dus afară. Că vine din ăștia cu câini lup la nu știu ce. Și ăștia i-ar fi mirosit. Am scos cârnații iarăși, am dat la câini cârnații. Mie îmi plac câini, eu iau în brață. Ce bătaie am mâncat săracii câini, eu bătut și eu alungat și eu plecat în jură. Și nu știu ce. Da, e o poveste, de pe, tot așa de pe timpul ăla, pe care am auzit-o din anumite surse și nu știu dacă e corect, că aveați hotel la dispoziție. La modul că la ultimul etaj, așa am auzit, că la ultimul etaj era pentru Phoenix Hotelul, toate etajele de mai jos erau goale și erau, la ultimul etaj acolo erau fel și fel de petreceri, dar nu trebuia să afle nimeni ce se întâmplă acolo. Pe aproape. E aproape adevărat. Care-i povestea? Tot. Erau mai multe hotele unde noi veneam așa de des. Ăștia câștigau niște bani pe urma noastră. Plus că noi și chefuiam și consumam. Deci eram cei mai buni clienți posibile. Da. Înțeleg. Deci se făceau niște favoruri. Și pentru că făceam și scandal, aveau grijă să fim sus de tot și sub noi un etaj să nu fie nimeni. Pe urmă să nu. Și ce se întâmpla acolo după un concert? Care era distracția, să zic așa? Dragul meu, care era distracția? Uite, la noi circulă o vorbă. Să nu pazi niciodată un copil când ești în turneu. S-ar putea să fie a tău. Ok. E cu înțelepciune, apare în vorba. Tu ce știi din vremea aia? Zici și tu ceva. Păi, pentru mine a fost șoc, n-am uitat să n-am apucat să vorbim niciodată. A fost șoc în 80-90 că trăiți. Pentru că eu fiind mic și tata asculta la Europa Liberă și îmi spunea, băi, ascultă-i pe ăștia. Eu vă asimilam cu ceva gen Elvis, care știa nu că s-a dus. Și pe urmă, când am auzit că ați venit înapoi în țară, wow, deci am fost așa. Noi făceam, zi, parada aia de 23 august și cântam ce ne plăcea nou. Și ne făcea să nu, în 88-89, nu mai cântați. Nunta și Mucuri de Fluier și... Deci erau interziși în 88-89 sau... Oficial era bine să nu vorbești, mai ales că Europa Liberă și Vocea Americii era în fiecare, nu mai știu cum,
Da, frate, în fiecare săptămână ascultam, asta era clar. Adică după 7-6, din momentul în care ei au plecat, cumva au fost retrași din cultura populară sau au fost... N-au putut fi retrași, dar s-a încercat la nivel oficial. Era cumva ca biserică, adică nu era bine să te duci la biserică, dar nu mai mergea. Da. Toată lumea știa Phoenix și mai erau discurile de vinil, care, deci cine avea în bloc și ți împrumuta... Electrecordul a câștigat imens, ne-am adus țării ăsterea miliarde, tu înțelegi? Când m-am întors în țară și văd că antrafabule două bucăți în loc să fie, să se deschide așa, unul verde, altul albastru. Și m-am dus la Electrecord și zic, eu nu primesc nimic. Nu, că nu se vinde, că cum nu se vinde? Păi dai în librărie, vreo 7.000 de bucăți. I-am dat în judecată, eu vin cu o chitanță cu 500.000 de coperți de la tipografie. Înțelegi? Da. Plătite de la tipografie. Deci numai după ce am plecat. E, frate, m-au mințit și m-au furat cât au putut. Da. Acum, Electrecordul a fost falimentat, iarăși cum s-a făcut cu alte întreprinderi. Au pus mâna pe o gașcă de oameni pricepuți și își fac treaba în continuare. Și eu n-am parte de nimic. Da, sunt curios cum a fost momentul 89 pentru dumneavoastră. Erați în Germania? Da. Cum s-a perceput de afară și care au fost sentimentele atunci? A fost bucurie, a fost tristețe, bucurie că vă puteați reîntoarce? Măi, pe de-o parte m-am bucurat că ne putem întoarce. Începuse să mă scârbească capitalismul, care ne l-am dorit, că libertate și democrație. Și când am văzut ce noroi înseamnă asta, am început să... Dar găsisem colțișorul ăsta de rai. Odată în viață am avut noroc. Am găsit un colț de rai în Spania. Imaginează-ți că am ceahlău în spate, pădure de pini împrejur și mare sub nas. Și acolo măcar bateriile vine și dau cu pătar. Deci, asta m-a ținut, înțelegi? Când am văzut că ne putem întoarce țară, ai mei, pentru că după ce i-am scos pe băieți, mi-am zis că avea să se scot afară, mi-au arătat asta, au făcut informații fără mine. Eu mâncam porumb crud de pe câmp, n-aveam niciun să fierb sau să prăjesc. Deși la început a fost bani. Când i-am adus, aveam o vilă a mea, fiecare avea apartamentul lui, ce să spun, era cu chefuri, cu chestii. Bani. Deci când ați ieșit din țară, ați ieșit ca un grup, dar după ieșire s-a destrămat totul, fiecare da, a mers cumva pentru el. După jumătate de an, ei s-au dus în Germania, au făcut trupă și s-au dus ei să nu știu ce, s-au certat după două luni, fiecare a ajuns prin restaurante când a țândărit într-un oraș, capul în alt oraș, nu știu ce. Și când am înțeles că putem să ne întoarcem în țară, m-am dus la ei, zic, bacuți-tu-mi voi, acasă. Că ce, că cum, acasă, eu vă mor. Dar de ce voia să vă întoarceți acasă? Pentru că afară n-am reușit să facem nimic a mea. Și sensul existenței mele, cel puțin, este să cânt, să transmit ceva. Ăsta e rostul vieții mele. N-am familie, n-am copii, n-am ei. Asta a fost o decizie să nu aveți familie, copii? Adică a fost o decizie? Da. Dacă aveam, era terminată trupa de mult. Deci a sacrificat cumva totul pentru trupă. Da. De unde devotamentul ăsta? Adică majoritatea oamenilor vor familie, vor copii. Ce a fost diferit la dumneavoastră? În momentul în care am înțeles că mesajul pieselor mele este important pentru acest popor pe care îl iubesc și care începe să mă dezamăgească, pentru mine a fost mai important decât să am o nevastă și copii și să le dau de mâncare, să nu știu ce. Pentru noi, în momentul în care cântăm și intrăm în rezonanță, intră publicul în rezonanță cu noi, deci trebuie să înțelegi că muzica este un fenomen fizic. Intrăm în rezonanță. Poți să faci omul să plângă sau să sară pe masă, să țipe, să danseze, dacă știi cum să călăuzești aceste energii. Uite, cânt cu Zamfir. Cântă câteva note pe fluier, nu spune un cuvânt și lumea s-a uite așa le curg lacrimile. Înțelegi? Deci trebuie să stăpânești și acest mediu. Și eu am ajuns să-l înțeleg și să-l stăpânesc. Deci toate piesele mele au ceva de spus subliminal. Eu încerc să încurajez, spune. Uite, vreau să povestesc ceva dacă se poate. Apropo de ce spune Nicu, că muzica e un fenomen fizic și ce transmite. Eu am un campionat mondial și înainte de finală, campionat mondial de karate. M-a accidentat să luăm număr de adaptare, nu mai puteam să ridic numărul deloc. Și eram în finală cu un italian. Și stăteam jos în poziția de meditație, încercând cumva să-mi blochez durerea, dar mâna nu mai era funcțională. Și italienii vorbeau lângă mine și spuneau, în sfârșit, eu îi băteam de vreo 10 ani, în sfârșit, luăm aur, luăm aur, s-a lovit Vasile.
și cineva care mă cunoștea foarte bine a venit, mi-a băgat căștile în ureche cu Baba Novac și cum eram aici chircit, mi s-a întreptat spatele la propriu. Și italienii au zis, e bun și argintul. Și argintul a fost pentru ei bun. Deci chiar așa e, muzica lor transmite și eu sunt convins că asta e experiența mea, dar sunt probabil milioane de experiențe în diferite domenii în care Phoenix a atins omul și l-a ridicat un pic mai sus. Absolut. Absolut. Adică și pe mine, adică și câte generații, și câte familii, și câte câți părinți și copii și așa mai departe. Și a fost un sacrificiu pe care l-ați făcut. Adică... M-am sacrificat toată viața, dar nu reproșez nimeni nimica. A fost convingerea mea că trebuie să susțin ceva ce ar fi avut merit. Dar eu eram angajat, părinții mei fiind țărani, tatăl meu de la granița cu sârbii, maică mea basarabeacă. Și am crescut la țară, am crescut cu oi, cu porci, cu găini, cu vaci, în vacanțele acolo și îmi place țara, țara, înțelegi? Nu fițele și... Și din convingere am rămas să fac această chestie, din convingere. Și cum a venit muzica în viața asta de la țară, viața de la... din familie? O, Doamne, maică mea, cum să-ți spun, taică meu fiind legionar, a fost arestat când aveam un an. Eu am crescut fără tată. Iar maică mea... L-ați cunoscut ulterior sau l-ați cunoscut? Când a ieșit din pușcărie, după vreo 10 ani, am venit și l-am cunoscut. Foarte capabil, foarte tehnic. Știa să facă. Și-a făcut strungă acasă. Și-a făcut tot felul de chestii, m-a învățat și pe mine. Și eu am lipit difuzoare cu ciocanul de lipit, am făcut un an. Și mă pricep și asta, știu, cu mașina de găurit, cu tot felul de aia. Deci îți repar orice, adică, dar am crescut, cum să spun, de maică mea, care m-a bătut, de m-a stâlcit, înțelegi, și îi mulțumesc și astăzi, care, și m-a învățat ce-i bine și ce rău, ce se cuvine, ce nu se cuvine, ce înseamnă respect, ce înseamnă sacrificiu, ce înseamnă apreciere. M-a învățat toată gama asta, care astăzi nu se învață. Și de mic copil, de pe la 10 ani, deja m-am pus să fac pian. Profesoară de pian, am făcut pian un an, doi și într-o zi văd în parc, eram pe malul Pegăi și în parc cânta unul la gitară cu niște fete, niște băieți acolo și eu cântam la muzicuță deja și până la vreo 13-14 ani și mă duc și eu fug în parc și ascult și la un moment dat scot muzicuța în bine că suna bine și cânt și eu la muzicuță, hai lângă mine. Conache îl chema. Un Conache Aurel, era un student la agronomie. Și cânta bine la chitară, tot felul de șlagăre, lumea cânta cu el. Și mi-a plăcut, știi? Și zic, bă, ce e asta la ce cânti tu? Să uite așa la mine. Zic că... balalaică. Ah, și mă duc la maică și spune, mamă, vreau și eu balalaică. Cum balalaică? Păi uite, ăla în bar cântă la balalaică. Să duce maică mea pe geam și se uită și vede pe Conache. Gitară vrei? Bine. După o săptămână am avut gitară cu profesor și cu note și cu teorie și cu... Și așa am învățat gitară. V-a prins teoria asta? Pentru mulți e greu să treacă prin hai să învăț teorie. Nu e partea plăcută, să zic așa, față de a cânta o melodie? E una să faci din plăcere, este alta să faci disciplinat, să faci niște eforturi. Că cei mai mulți artiști nu fac eforturi, nu le fac, e doar când au chef și când simt fac. Ori mai că m-am disciplinat și am învățat să fac eforturi. Înțelegi? Și am învățat, dar pe vremea aceea, imaginează la începutul anilor 60, pe radio se dădea Ventures și Shadows, gitară electrică, apăruse gitară electrică, un sunet care mă înfiora, iar făceam dele de gâscă. Și alea au fost prime cântece care le-am învățat și eu. Shadows, Beatles încă nu a apărut. Pe urmă când, în 62, am fost instructorul brigăzii artistice a școlii mediei numărul 2 din Timișoara, cu care am luat locul întâi pe țară, la brigada artistică școlară. Când ne-am întors de la Timișoara, brigada s-a desfințat, dar trupa a rămas. Moni era toboșar la Moraia, bătea la Sner acolo. Dar noi am rămas că ne plăcea. Și apar și Monkeys, Easy Beats, Beatles, Rolling Stones și ne-am apucat să cântăm de ale lor. Și ne-am făcut un repertoriu nemaipomenit. În Timișoara, un club muncitoresc, constructorul, nu funcționa
Și ne-au întrebat dacă vrem să luăm semnul. Și am făcut clubul, se numea Lola, îi spuneam Lola. Deci de trei ori pe săptămână se cânta acolo. Tramvaiele, stătea lumea pe scări așa, când vineau acolo. Arhiplic clubul. Dar noi cântam Rolling Stones și din alea. Moni limita pe Mick Jagger 100%, luat stativul de microfon, l-a aruncat, umbla, făcea show. Foarte talentat, foarte bun Moni. Și cântam din astea străine. Până când ți-am spus, în 70 vine Ceaușescu și spune toată muzica, toată arta românească să se bazeze pe folclor românesc. Ne-am blocat și ne-a deschis un nou drum și mulțumesc și astăzi. Deci atunci nu l-ați privit neapărat ca, adică, nu știu, erați împotriva lui în anii 70 sau în toată perioada asta? Nu direct, noi nu aveam nicio, cum să-ți spun, noi nu că ne strecuram. Dar mergeam ca accelerator, nu ne păsa de legi și de ce se... Noi am fost și mai răi băieți din Timișoara. Imaginează că trupa la început se numea Sfinții. Da. Și noi eram băieții răi ai Timișoarei, Sfinții. Știu altă poveste, că ca să treceți de cenzură, la un dat când trimiteați versurile, puneați o strofă care să cadă sigur la cenzură și oamenii mergeau după strofa aia, o dădeau și rămânea restul textului care era... Nu-l depistau ei, trecea de imaginația lor. Aveam băieți subtili, Paul Șubăgău, Victor Șubăgău, Victor Cârcu, care ne făceau textele la ora aia. Băieți tot de vârsta noastră, dar bine educați și cultivați. Și mai subtili. Eu n-aveam curaj să mă bag la texte, deci compuneam, dar n-aveam curaj, că maică-mea mă reproșa că nu ai vocabular, ai să rămâi un țăran ca tată, tu nu știi să te exprimi. În ultima vreme, fac eu textele. Am deja o groază de texte scrise de mine. Unul dintre ele e Umbră Marelui Urs. Asta aveam să întreb, dacă textul ăla e scris de noastră. Da, sigur. Mi-a venit într-o după masă, stăteam pe care avea. Și că, în mod normal, eu compun muzică. Și pe urmă... Dar cum a venit melodia asta, dacă ne puteți arăta pe chitară, poate? Gen, cum s-a născut? Pe mine mă fascinează geneza unei melodii. De unde a plecat? N-am întrebat pana. Am eu o pana asta. Da, vai. Am venit pregătit. Da, cum e aici, firar. Am un cartel de RATB, dacă... Da, mă zic. Deci mă jucam cu chitară. Și-am intrat acolo o seară. Stau singur și-mi vine și textul, mă. Stau singur și mă întreb, zice, mama dragă, n-am plecat de acasă. De ce am plecat de acasă să fiu? Și mi-a venit și textul. Pentru prima oară am făcut o melodie și mi-a venit și textul în același timp. Pentru că eu prima dată compun, clătesc niște stări, că știu să le controlez, și dau cuiva și îi spun și numărul de silabe și accenții. Atât, atât, atât. Și tema este asta. Dar mi-a reușit. Și asta a fost prima dată o melodie în care și linia melodică și intro-ul și tot a curs din prima... În același timp. Într-o după masă pe canapea. Toată melodia a fost gata într-o tot, după masă. Da. Asta e fata. Și ce înseamnă în umbra, cum o citiți? În umbra mânului urs? Urs se scrie cu doi de Z. Știu, dar o citiți urs sau o citiți urs? Urs. Urs. Nu, urs, drag. Numai că mulți proști scriu și în internet cu un singur Z. Da. Și mai iau și mai zice că vine Marele Urs. Lăsa dracului de prost. Și ce vrea să... Adică melodia transmite regretul dumneavoastră că ați plecat din țară sau că ați fost forțat? Că am plecat, am fost forțat să plec din țară la ora aceea. Da. Dar cei care la ora aia ne-au alungat au rămas în continuare și acum vând țara. Înțelegi? Da. Că și timpul vostru s-a scurs în Umbra Marelui Urs. Și încă se scurge. Doar gearele v-au rămas. Ah. Deci cine e interesat poate să asculte piesa. Cu siguranță. Noi, e o piesă pe care noi o cântăm de fiecare dată când ne întâlnim cu prietenii. Nu e seara de cântare în care să nu apară melodia asta și bine, multe alte melodii la Phoenix. Da, imaginează. Deci am piesele mele sunt toate supărate. Uite, Vino Țepeș. Ascultă Vino Țepeș. Vreau să mă întorc puțin la mama dumneavoastră, pentru că din ce spuneți, pare că a fost persoana care v-a format și persoana importantă din viața voastră, dumneavoastră, în ceea ce a urmat apoi. Da. De aceea ea m-a învățat. Pentru bine sare în foc și răul trebuie dat la o parte. Deci învață, stârpește răul din fașă. Că dacă nu stârpești din fașă, nu-ți faci bine nici ție, nici celorlalți. Și am băgat oameni și în spital. Dacă cineva vrea rău, să oferească Dumnezeu, dacă îmi stă în drum. Ați iertat oameni?
Da, în momentul în care faci rău fără să vrei, mă, calci o pisică, ți-a trecut, sau unul bea, ți-a căzut și n-ai apucat să frânești la timp. Dar ăla care stă după colț și conștient așteaptă să vii să-ți ia portmoneu, fără ar fa praf. Deci cine face rău conștient, e pedepsit de mine. Și totuși, în a face rău conștient, bănesc că ați avut de-a lungul timpului trădări sau fel și fel de probleme cu oamenii. Ați iertat, ați fost situații în care... Dacă a meritat, dacă a avut anumite calități și la un moment dat s-a demonstrat că n-avea altă șansă el, l-am iertat. Păi de-aia am și iertat băieții. De câte ori m-au trădat ai mei? De câte ori am pornit de la zero? Acum nu mai să nu treacă strada. Dar am o trupă nouă, puternică, tânără și frumoasă, merge mai departe. Dar pe aia vechi să nu-i mai prind, să nu-mi treacă strada. Ce părere aveți de oamenii din generația de astăzi? De mine, de noi, de comparativ cu ce a fost atunci? Și spun asta adăugând următorul argument. Dacă ne uităm în realitatea obiectivă din țara asta, majoritatea oamenilor ascultă manele, majoritatea oamenilor de vârsta mea. Eu nu fac parte din categoria asta. Și având informațiile astea, ce părere aveți despre realitatea pe care o avem în momentul de față? Dragul meu, ai început cu manele. Referitor la manele, manele sunt de origine orientală, dar la noi este o muzică țigănească. Acum eu n-am nimic împotriva țiganilor care sunt dotați de la Dumnezeu cu o sensibilitate, știu să se exprime instrumental sau vocal sau muzică. Știu să facă muzică nemaipomenită. Dar atât. Ori ei sunt încurajați la ora asta ca să, cum să-ți spun, să se distrugă țara. N-ai voie să-i spui țigan. Eu, ca român, n-am voie să-i spun țigan. Eu dacă mă ia în brațe cineva afară și mă întreabă de unde vii, zic că sunt român. A, țigan. Nu, da, român. Păi cum, rom, ești țigan? Înțelegi? Ungurii poate să-i spună țigani. Nemții spun țigoiner. Sau gypsy, sau nu știu, toată lumea. Noi n-avem voie să le spunem țigani. Ei sunt țigani. Că n-au meserie, că n-au... Unii au talent, fac câte o treabă. Dar au pânzit țara. Sunt tot mai mulți. Și e vorba nu de ei. E vorba, țara trebuie călcată în picioare. Că le-au curs balele să pună gheara pe ea. Cea mai bogată țară din Europa. Le-au curs balele să pună gheara pe ea. Și acum, uite, și toată Europa este împânzită acum și de musulmani și de tot ce vrei. Este o mișcare, este o manipulare. Sunt niște chestii la un nivel mult mai înalt. Lumea are problemele zilnice, nimeni nu se gândește. O viziune de ansamblu lipsește. Eu am trăit jumătate de an viață în comunism, jumătate de viață în capitalism și am o viziune de ansamblu, cum puțin am. Și am și informații mai apropiate și mai directe. Deci, după părerea noastră, era mai bine atunci sau e mai bine acum? Era mult mai bine atunci. Mult mai bine. Mult mai bine. Băi, grădinițele pe gratis, școli pe gratis, facultăți pe gratis, doctorii pe gratis. Astăzi, dacă n-ai bani, mori acasă, că nu poți să te duci la doctor. Nu existau șomeri. Salariile, un portar avea un salar, un director avea un salar. Era o diferență. Dar toți puteau să-și permită o chirie, o mâncare, un copil, o mașină și așa mai departe. Înțelegi? Sigur, dar aici apare contraargumentul că, ok, a fost câțiva ani bine așa, după care am ajuns în situația în care erau cozile respective și nu erau... Pentru că Ceaușescu a pierdut viziunea de ansamblu, el a vrut să scape țara de influența de afară. Pentru că în momentul în care ai datorii, ești influențat și ești pus la pământ. Mă gândesc dacă ar fi fost sustenabil, chiar dacă Ceaușescu ar fi reușit, în contextul global, pentru că România ca țară nu putea să... Ne-ar fi respectat toți. Da. România ar fi fost o a doua Elveție. Și totuși, dacă ne uităm la un model dictatorial cum e în Coreea de Nord, de exemplu, ar fi fost o variantă mai bună să fie ceea ce se întâmplă acolo? Mă, și Ceaușescu avea o viață, era mort oricum la ora asta. Da. Vineau alții, dictatorial. Noi astăzi suntem tot dictați și mult mai rău și nu de unul, ci de o gașcă. Nu-i mai rău? Da. Iar m-ai întrebat de societate. Societatea este slăbită pentru că la școală nu se mai învață nimic. Copiii nu ai voie să-i educi, că îi strici personalitatea copilului. Pe personalitatea se clădește prin informație și educație. Temperamentul eventual se moștenește. Nu, au nevoie de proști, lumea este manipulată. Uite tu ce muzică se dă pe medii.
Uite ce informații se dau. Uite câte contraziceri. Ca să fii derutat, e nevoie de derută. Deci noi suntem pierduți, îmi pare rău. Aici avem un punct comun și resimt treaba asta uitându-mă în jur. Ce se poate face de aici? Adică nu neapărat o minune, dar ce poate face fiecare? Adică eu, de exemplu, ce pot face dumneavoastră, ce puteți face și așa mai departe? Eu nu știu ce pot face tu. Eu știu ce pot face eu și o fac până la capăt. Și risc mâine să mă trage un tramvai. Dar o fac până la capăt, înțelegi? Deci eu încurajez și raspinării la român. Pe t-shirt-urile noastre, pe spate scrie găsește-ți și raspinării și învață să spui nu. Mai spuneți și numai. Spuneți, behăieți și ziceți da la orice vi se impune. De ce? De ce ungurii au și raspinării? Nemții au și raspinării? Spaniolii au și raspinării? Noi umblăm în patru labe. Behe ca oile. Toți unul nu pune mâna pe bătă. Ana. Jucăm puțin avocatul diavolului aici. Pe primul exista și securitate, exista și, băi, nu pot să spun ceva că poate cu tare sau... Orice țară are nevoie de un sistem de securitate. Și securitatea era necesară. Trebuia să se știe cine e bandit, cine e rău, cine sapă. Dar în momentul în care securitatea a început să facă afaceri personale, înțelegi? Atunci nu mai este securitate. Siguranța. Că siguranța se chema pe vreme. Siguranța statului. Și s-a dărâmat și asta. Nu mai am încredere în securitate. Eu cred că securitatea a fost necesară, dar că, pe urmă, s-au făcut tot felul de aia, mai ales astăzi. Ați fi preferat să trăiți în perioada respectivă în continuare versus ce e acum, adică oportunitățile care sunt acum? Dacă noi am reușit să ne impunem atunci, în condițiile alea, pe la ora asta eram mare. Acum, uite că stăm și ne chinuim să ne câștigăm pita. Și mă întreb aici, mă întreb care e regretul pe care l-aveți? Care ce? Regretul pe care l-aveți. Cel mai mare regret este că se duce dracului totul. Eu sunt convins că vor veni vremuri mult mai rele și mult mai grele. Ce îmi place la dumneavoastră e că atunci când ne-am întâlnit, veneați după un concert pe care l-ați avut, ați cântat până la 5 dimineața, ați petrecut până la 5 dimineața, la vârsta pe care o aveți, câți ani aveți? În aprilie am împlinit 74, acum am mers pe 75. Mulți înainte. La 75 de ani, la 74 de ani să poți să stai, a început să plouă, da? E la 74 de ani, până la 5 dimineața să petreci și apoi să vii înapoi și să ai încă o seară în care, nu știu, am cântat la chitară, știu că am venit aici, am cântat, m-ați învățat să cânt la chitară, n-o să uit toată viața treaba asta. Dragul meu, am făcut mult sport, de mic copil, am făcut multe sporturi și nu sunt dependent nici de țigară, nici de băutură, de nimic. Nu sunt dependent de nimeni și de nimic. Pentru că mulți artiști sunt oameni, cum să spun, sunt mai sensibili. Și încearcă una alta care le mărește stările emoționale și devin dependenți și beau de rup până capă. Sau fumează tot felul de chestii și iau droguri și așa. Le-am încercat și eu pe toate, credem. În anii 60, pe veneau fetele din Amsterdam încărcate cu tot ce visez. Le-am încercat. Nu s-a prins nimic, o friptură bună și o bere, iuhu! Deci, asta, pe de altă parte, locuiesc în Spania, într-o zonă atât de sănătoasă, că se spune că îți mai dă 20 de ani de trăit acolo, zona aia. Și că ar fi un amestec de ozon cu nu știu ce, din apă, cu muntele, cu niște radiații, cu nu știu, este o viață foarte sănătoasă, un aer nemaipomenit, un miros. Și mă simt bine, acolo mă încarc, ți-am spus. Asta mă ține. Presupun că asta e, altfel nu știu să explic. E de apreciat și știu că aveți o muncă enormă în spate și știu că vreți să o dați mai departe în modul corect și aveți o carte în direcția asta pe care vreți să o lansați. La ora asta lucrez într-adevăr la o carte. Prima carte cu partituri, melodii scrise pe note a unei formații românești. Și e doar o spargere de gheață, e un început, pentru că vreau ca lumea să cunoască corect melodiile și textele.
că se cântă fals, acorduri false, texte proaste și vreau ca oamenii să ne înțeleagă 100%, că ei ne iubesc, dar vreau să mă înțeleagă corect, nu greșim. Și voi face vreo 10 cărți din astea, ăsta este primul pas. Încă nu e gata, mai sunt reparații, trebuie să mai fac schimbări la ea. E unul din... Mă bucur pentru că sunt mulți oameni care încep să cânte la chitară ca mine și trebuie să le ia după ureche. Melodiile afric sunt destul de complexe doar pentru chitară acustică. Nu poți să le... Sunt multe subtilități. Să poată, exact. Și atunci când e o claritate din asta și băi, uite, așa a fost original, așa a fost de la bun început și nu se transmite din gură, nu se face un telefon fără fir, e super util. Și chiar mă bucur că apare și vreau să fiu primul care cumpără cartea asta. Într-un final vreau să vă întreb ce sfaturi le dați tinerilor sau vreți să le dați tinerilor din ziua de astăzi? Să se documenteze cât pot de mult, să încerce să afle adevărul, să aibă și raspinare, să se bată pentru adevăr și pentru bine. Răul să-l strădească, să nu accepte răul. Nu facem compromis. Orice compromis se întoarce împotriva ta. Orice compromis se întoarce într-o zi sau două cândva împotriva ta. Deci nu facem compromisuri. Vrem bine și pentru bine sacrificăm orice. Cel puțin asta, în asta cred eu și asta fac. Alții pot să încerce altceva, poate că au noroc făcând tot felul de alte chestii, treaba lor. Dar aici, între bine și rău, adesea în viață, lucrurile nu sunt binare, adică e o zonă gri. De exemplu, dacă eu vreau să fac muzică sau nu vreau să fac muzică, să aleg un drum de 9-5, de clasă muncitoare. Te faci motociclist sau miner. Treaba ta, sigur. Dar nu există de multe ori decizie clară, băi, e mai bine așa sau e mai bine așa. Dacă cineva vrea să cânte, dorește asta. Dacă are, de unde știe că o să fie loc pentru el acolo? Nu are de unde să știe. Trebuie să se lupte să ajungă la locul ăla. Trebuie să te bați să ajungi acolo și trebuie să faci efort. Că nu ajunge să ai talent. Aici e greșeala multora care sunt decepționați și au droguri. Trebuie să te bați. Dacă vrei să faci artă, nu ajunge să ai talent. Trebuie să impui și trebuie să aibă un rost vocea ta sau melodia ta. Că dacă e numai zgomot, pe cine ai convins? Cine are nevoie de... Ați avut talent la muzică? Se pare că am moștenit de la tatăl meu ceva, că tatăl meu, când s-a întors la pușcărie, cântam cu ea melodii. Și de la maică m-a învățat și maică m-a învățat melodii. Bă, în anii 50 cântam cu maică mea tot felul din alea vechi. Știu perfecționismul pe care l-aveți și aici eram curios dacă, adică sigur ați avut o doză de talent, dar vreau să știu care e raportul între talent și muncă la dumneavoastră. Există și un dar. Deci o anumită sensibilitate care nu are fiecare. Unul are forță, dar nu are ureche muzicală. Altul are ureche muzicală, dar nu deosebește culorile. Fiecare își face treaba lui. Bun, bun. Dar avem nevoie unii de alții, nu uita. De toți avem nevoie. Nu poți apreciezi până mai mult, să fac mai puțin. Absolut. Cu asta sunt 100% de acord. Phoenix a fost tot timpul o formație care a renăscut de mai multe ori și tot timpul a avut stâlpul de rezistență care a spus dumneavoastră. Păi că nu mă dau bătut. Și mai ales în momentul în care mi s-a făcut rău și a fost trădat, bineînțeles că am mâncat și bătaie destul din Phoenix, dar asta mă ambiționează și mai mult. Imaginează-ți că am fost pedepsit pentru ce am făcut, că am scos trupa din țară. În gașca noastră era o serie de părători la securitate care știau tot. Ce mâncăm, ce bem, cu cine mergem în pat, se știa tot. Și eram acceptați pentru că unii câștigau foarte mulți bani cu noi, ți-am spus. Ei, imaginează-ți ce au pățit informatorii aia când mie mi-a reușit fuga. N-aș vrea să fiu în pielea lor. Când m-am întors în țară, am fost pedepsit atunci. Maica mi-a fost tăiată în bucăți și s-a dat foc în Timișoara. Când v-ați întors în țară? Da, în 90. De cei care, sau nu știți? Ars jumătate din casă, m-am luat un avion, am venit acasă. În pupitre încă mai găseam dolari și mărci ce trimiteam la maică. N-am furat nimic din casă. 30 de lovituri de cuțit într-o babă. Înțelegi? Și dat foc. Hai, mi-a spus capitanul poliției, Covaci, ai crezut că ai dușman, tu ești Phoenix. Deci eu nu mai pot să dau înapoi. Dau înainte.
Acum stă cineva în drum, îl dau la o parte. Și aici vreau să întreb, o să vină un punct la un dat în care va trebui să vă retrageți din Phoenix. Va continua? Îmi doresc, eu asta spun. Ce bună întrebare. Băi, eu spun, vreau să stau în sală să aplaud o tânără formație Phoenix. Acum ce ești nebun, cum fără tine? Măi, nu eu, nu ăla sunt importanți. Melodiile mele, astea au câștigat publicul. Lumea le cântă, habar n-are cu... Mulți nu știu cum arăt, sau cum arată ăla, sau cum arată ăla, sau cine cântă la tobă, sau... Nu asta e important. Piesa în sine îți transmite ceva, îți dă o stare. De aia au nevoie oamenii la care le e foame de o hrană sufletească. Piesele, dacă oricine, orice trup ar veni mai departe să cânte, să le cânte corect și bine, ar merge mai departe. Deci nu e nevoie de mine. Mulțumesc pentru discuție. Și abia aștept să vă văd la concert. Și să mă mai învățați la chitară când mai aveți timp. Cu orice ocazie, vină pe la mine. Sigur. I write home.